Salutare! O să mă limitez la o mașină distanță. Ba, imediat ieșim la depășire și la asta. Aici drumul e stricăcios. Ba. Dar fi mers tare bine aici, niște cauciucuri bune. Salut! Am pornit spre Cimișlia. E cam ia vântul. E destul de puternic. N-am reușit să-mi pun muzică, că băiete s-au pornit înaintea mea. Căruța cu calul. Sunt mai practică, văd, în Moldova. De fapt, de mult n-am văzut pe stradă principală, dar văd că sunt mai practic. Îi văd și băieți. Doar are un T07 și mă lasă frumos în urmă. Au trecut și Cristi. Dar da, vântul mă face foarte tare. Văzut un câine. Ia uite-l. Periculos, o? Dacă îmi sare în față și îl pălești, sigur ajungi pe jos. Am ajuns și pe sendel. A făcut un wheelie și a dispărut. Deci de fiecare dată când se începe sezonul, e din nou la fel de dificil. Te dor toți mușchii, inclusiv gâtul. Pentru că bate vântul direct în cap și practic trebuie să-ți iei gâtul drept. Deci am ajuns practic primul în coloană, dar nu știu cine ajunge primul în Cimișlia. Eu sper că atunci când ne întoarcem înapoi, vântul o să bată din spate, pentru că acum am bate frontal și mă încurcă destul de mult. Chiar fi mers un parbriz acum mai lung, dar cred că o să iau mai ușor. O să relaxez și gâtul un pic. Dar oricum este la depășirile astea. Mergem așa frumos pe eco. Deci nu știu cât este ora. Pare că sunt tunică. Bine, mie îmi pare asta pentru că am vizera neagră. Dar oricum pare destul de întunecat. Nu-i văd și am mers destul de relaxat. Mă cred că am zărit ceva. Ce îmi lipsește muzica acum? Îmi fâșie capul. Când a spus muzică, aud doar muzica, nu mai aud vântul. Vă ascult destul de tare. Cristi s-a dus ca racheta. Degeaba mă pucărez după ei, oricum nu-i pot ajunge așa ușor. Salut, salut băieți. Și am ajuns în Cimișlia. Facem o pauză la bemol. Cineva îmbrăcat în verde și nu pare polițist. E de la drumuri ceva. Nu, e doar un biciclist care are grijă să nu fie călcat de mașini. Și din cauza că băiete a încurcat drumul, eu am ajuns primul. Thank you.
Cu băieții, deci șudim avof acolo. Aici e periculos. S-au făcut de-a găuri pe drumul ăsta. M-aș duce și eu mai tare, dar cauciucurile astea nu vreau să risc. Plus că simte de parcă merg pe unt. Iar am rămas în categoria merg prea repede pentru a mei și merg prea încet pentru ăștia de un litru. Cred că se aștepe mei. Da, se aștepe mei. Merg încet, nu mă grăbesc. N-am nimic de pierdut. Sandel, scoate te din motocicleta aceea. Era poliția pe undeva prin față. E concentrat băietul meu. Hai, Sandel, pornește punei, biciuiește-i, dă-i în măgarișea. Hai, o inferioară, ce are la tine? O inferioară, băiete. Așa. Up, up. Mergem la Afgan să ne vedem cu toți băieții și de acolo decidem dacă le mai plimbăm sau tragem pe acasă. Iar s-a început traficul ăsta. Încerc să nu exagerez cu depășitul, să mă ajungă și băieții din urmă. Azi erau 17 grade afară, acum s-a lăsat mai frig, nu știu cât des, dar cred că încă 10 sunt. Înțeleg, deși te oprești cu totul pe denivelarea asta când cu 30 liber treci pe ea. Prea-am crezut aici tăra. Mulțumim. Interesant, ne-a observat în oglindă sau nu? Rația strușcă și ne vreau tăiți lemne pe aici. E atât de relaxant să cipim cu motocicleta. Un cățeliș drăguț pe stânga. Drăguț până a sări în roț. Nu vine nimeni. Mulțumim. Foarte amabil. Mersi. Se mișcă super bine acest Z300. Polis. Cum credeți, ne oprești sau nu ne oprești? Hai să aflăm. Nu cred ca să ne oprească. Era cu Super Soco PC Wonderwear. Și am ieșit în față.
Să-l apuc pe asta de mână, să-l apuc pe asta de mână. Nu mai apuc. Uite lui aici, scheme faci. Asta e schema ție, nenea. Nu fi schema ție. Cam periculos. S-o grăbi. Da, semnalul, poi mâine. O luăm frumos pe Albișoara. Nu am mai mers pe Albișoara de o eternitate. A, de ai vrut să faci stânga 7 ani și acum faci dreapta. Oh, și în mijlocul ăsta e așa murdar, cum strec el. Nu te băga, băi, nu te băga. Vine racheta. Îmi place la lume să bage fața la rachetă. Opa. Un BMW Z4. Din asta vreau și eu. Noroc, noroc. Ia uite-l ce face, băi. Domniță, mai atent, domniță. Multă lume, foarte multă lume în parc. Sper să fie la fel de mulți motocicliști. Dacă am văzut niște echipuri, niște echipuri cunoscute. Showele. Încă un Willy. Și încă unul. Hello. Încet, încet să las frigul. Și întunericul. Așa că deja gata, ne plimbăm prin oraș. Știu că nu vă place contentul noaptea, dar noi noaptea suntem mai activi, cel puțin până înghețăm în perioada asta. Noroc, noroc. Bike-ul ăsta e foarte econom, chiar e foarte econom. Bine, dar așa depinde de cum îl exploatez. Nu-i minunat că poți filtra traficul. Ideea e că la câte mașini nu te uita, toate au câte o persoană în ea. Dar spațiul ocupă cât pentru 5. Deci e mult mai ok să fie motociclete decât mașini. Nu-i nimeni la trecere. După camionul ăsta nu se vede nimic. Dacă ne pornim odată cu el, practic ne acoperă. Orice nu s-ar întâmpla, el primește impactul. Salut! Aștept să treacă asta. Nu mă înțeles ce vreau să fac. Se bage și eu pentru mașini. Până trecem de toate mașinile, tamam se face verde. Z-ul ăsta are oglinzile destul de late, așa că trebuie mai atent cu el. Op. Op.
denivelările astea de pe pod tare periculoase. Înainte aici erau doar 3 benzi și era mai larg, puteai să încadi foarte, foarte, foarte între mașini. Acum au făcut 4 benzi, presupun că ajută traficului, dar pentru noi e mai greu de trecut. Hai că e galben supărat. Am trecut doar noi doi. Mai am un layer de haine în geantă, așa că la următoare oprire îl adaug pentru că e frig. Это моя невезучее место. Aici a fost primul meu accident cu motocicleta. Facem la stânga pentru că mergem la bemol. Și nu sponsorizat de bemol. Cu toate că aș vrea. N-ar strica. Știu că am zis că o să mai dau un strat de haine, dar n-am mai adăugat, cred că din leni. Totuși nu e așa de frig, adică e suportabil, cred că de asta nici n-am mai adăugat stratul de haine. Vedem, dacă nu treci în limie, este tare frumos o parcat, vizibilitate maxim pentru trecerea aia. Ia să vedem, nu trebuie, ci trebuie semnal pentru și... Așa se procedează corect. Se oprește motorul, se pune în trantâia. Ia uite cum trec. Periculos. Da, denivelările astea sunt o plăcere pentru mine. Salutăm. Verificăm dacă nu vine nimeni, s-am plecat. Îmi aduce aminte de vară mersul ăsta. În vara ne plimbam de pe la amiază până a doua zi la 5 dimineața. Haide! Mergem să mai deranjăm un pic și pe cei din Ciocana. Cât suferă doar ăștia de pe Râșcanovca. Gita mai groapa, gita mai gropicelele. Aici deja e crater. Se face verde în 3, 2, 1. Și din nou, verde în 3, 2, 1. Hai băieți, mai cu viață, mai cu viață. Hai că trece ziua. Gata pe azi plimbarea. Mergem cu niște treburi și am plecat acasă. Asta e rockerul nostru. Viorele e șustrei. Cu frigiderul și ăla.